Și continuăm și cu o informație de ultimă oră. Presupușii asasini ai patronului casei de schimb valutar din Vrancea au fost reținuți de procurori după ce toată noaptea au fost audiați la parchetul din Focșani. Cei trei bărbați vreau să fugă din țară în momentul în care au fost reținuți de polițiștii de frontieră de la Vama Nădlac. Șase imobile din județele Vrancea și Bacău au fost percheziționate până când oamenii legii au reușit să le dea de urmă. Nu se știe încă dacă uciderea omului de afacere a fost o tentativă deja eșuată sau o răzbunare.